Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Camelia Kenciu, iar astăzi citim din pomul de Crăciun al lui Donald Duck. Era ajunul Crăciunului și Donald Duck făcea ultimele pregătiri de sărbătoare. Șosetele erau atârnate de șemineu, iar cadourile pentru nepoții săi, Huey, Dewey și Louie, fuseseră deja împachetate. Donald tocmai terminase de glazurat o porție fierbinte de turtă dulce cu scorțișoară, când își aminti ceva. Nu avea un pom de Crăciun. Donald își trase haina pe el, căciula și cizmele, și își luă toporul cel lucios. Voia să tai un brad frumos pentru cei trei nepoți ai lui. Pluto, vino! Strigă el. Să mergem în pădure după pomul nostru de Crăciun! Porniră așadar împreună prin nămeți. Între timp, în scorbura unui brad voinic din adâncul pădurii, își duceau traiul două veverițe, pe nume Chip și Dale. Și ele se pregăteau de sărbători. Acum erau ocupate să îmbodobească un puiet brad de lângă casa lor. Dintr-o dată, auziră zgomot. Chip și Dale urcare iute înapoi în copac. Pluto, care până atunci țopăise prin pădure, adulmeca acum în jurul copacului lor. Donald îl ajunse din urmă și dădu ocul bradului, zicând: asta e exact ce ne trebuie! Își scoase toporul și începu să taie. Boc, boc, boc! Bietele Chip și Dale erau speriate și stăteau ascunse în vârful copacului. După ce pomul căzu la pământ, Donald porni împreună cu Pluto înapoi spre casă, târându-l după el. Printre crengile din vârf, veverițele se bucurau de călătorie fără să scoată un sunet. Odată ajuns acasă, Donald se repezi la dulap să scoată toate decorațiunile. Din locul unde erau ascunse, Chip și Dale priveau curioase. Cele două veverițe îl urmăriră pe Donald cum arunca deasupra crengilor de brad ghirlande lungi de becuri multicolore. Apoi, Donald începu să agațe globuri în culori strălucitoare. Pluto îl ajuta cum putea. După un timp, Donald și Pluto făcură un pas în spate și își admirară opera. Așa-i care de grozav! Întrebă Donald și Pluto îi răspunse fluturând din coadă. Donald plecă după cadouri ca să le așeze sub brad. Cât lipsi el, Pluto admiră pomul de Crăciun. Îi plăcea tare mult să se uite la ornamente și luminițe. Între timp, sus în copac, Chip și Dale începură să danseze pe creangă și să râdă de le tremurau obrăjorii, la vederea propriei reflexii în oglinda globurilor. Pluto observă cele două veverițe în copac și le mârâi dezaprobator. În momentul acela se întoarse și Donald, strigând la el: Pluto, câine rău! Credea că Pluto smulsese decorațiunile. Câinele lătră înspre copac, dar veverițele dispăruseră. Donald îi zise lui Pluto: acum fii cu minte până aduc și restul de cadouri! Dar de îndată ce Donald ieși din cameră, Chip și Dale reapărură. Ele dansară și se jucară cu beculețele. Dintr-o dată, poc! Capul uneia dintre veverițe intră printr-un glob. Dale se prăpădea de râs, în timp ce Chip se învârta haotic cu globul auriu în jurul capului. Numai că lui Pluto nu îi se părea deloc amuzant. Veverițele astea neastâmpărate praș făceau de cap în pomul de Crăciun al lui Donald. Mârâi la ele, dar nici nu-l băgară în seamă. Pluto se lăsă pe picioarele din spate, gata să sară. Pluto! Țipă Donald din pragul ușii. Ce cu tine? Vrei să dărâm pomul? Pluto dădu ocol bradului, dar nici urmă de veveriță. Sărmanul Pluto n-avea cum să explice. Donald mai avea puțin și lua foc de supărare când... trosc! Un glob căzu pe jos. Ce-i asta? Strigă. Aruncă o privire sub crengi și le zări pe Chip și Dale. Atunci Donald își dădu seama că veverițele erau cele care făcuseră năzbâtii și zise: îmi pare rău că am dat vina pe tine, Pluto. Rățuiul era cât pe ce să scoată veverițele afară în zăpadă, dar își aminti că era ajunul Crăciunului. Decise să le dea voie să rămână. Așa că Pluto se împrieteni cu Chip și Dale, iar veverițele își cerură scuze. După ce sosiră și Huey, Dewey și Louie, cu toții căzură de acord că acesta era cel mai frumos ajun de Crăciun de până atunci. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa.
Europa FM. Poveștile serilor de Crăciun îți sunt aduse de Fort Immuno, protecție dovedită pentru o imunitate sporită. Cu puterea viteazului din poveste, fii gata pentru noi povești la Europa FM.